Bună, sunt Nicoleta Stog și azi o să gătim smoothie-uri cu Fanta. Idee nu am cum o să fie la final, dar sper că o să fie bune. Așa că haideți să începem să vedem împreună ce o să iasă. Let's go! Ca să gătim smoothie-uri cu Fanta, avem nevoie, bineînțeles, mai întâi de Fanta și aici eu am Fanta cu struguri, Fanta cu portocale, Fanta cu grapefruit. Și, bineînțeles, mai am aici și încă ceva. Mai am aici portocala, mai am aici grapefruit și, bineînțeles, geleuri gumate. Mai întâi de toate o să gătim smoothie cu portocală. Și, bineînțeles, avem nevoie de Fanta cu suc de portocale și aici avem o portocală, da, proaspătă. Avem nevoie și de o farfurie și tăiem portocala pe jumătate. După ce am tăiat portocala pe jumătate, trebuie să o stoarcem aici în pahar. Și uite așa, îi facem, bineînțeles, o să facem un pic de murdărie. Nicoleta deja a murdărit față de masă, dar scurgem atât cât putem tot sucul din portocală. Am stors suficient suc din portocale, vedeți și voi, și următorul pas. Trebuie să dau cuțitul într-o parte și deschid Fanta. Și trebuie să pun un pic de Fanta aici în pahar, pentru că nu am nevoie, ca să pun în loc, să pun acest suc de portocale proaspăt, păi să-l pun, uite, aici. Și cred că o să mai pun încă un pic, încă așa, și acum cu Doamne ajute, punem sucul de portocale aici. Mă așteptam că o să fac aici tot doar suc de portocale, dar cum vedeți a ieșit bine și acum gata, l-am terminat, l-amestecăm așa un pic și urmează să-l punem în congelator, dar ne apucăm de smoothie cu numărul 2. Al doilea smoothie trebuie să-l facem cam tot după același algoritm cum am făcut și smoothie din portocale. Trebuie să luăm un grapefruit, îl tăiem pe jumătate și scoatem tot sucul din el. Cât de bine arată, este extrem de proaspăt și este super bun și haideți să stoarcem tot sucul. Aici în Fanta, o închidem și toate 3 sticle trebuie duse la congelator aproximativ 2 sau 3 ore. Au trecut 3 ore și smoothie-urile au stat 3 ore în congelator și sunt
gata să fie băute de Nicoleta Stock și să fie apreciate de Nicoleta Stock. Deci, avem aici Fanta cu gust de grapefruit, dar noi am adăugat încă suc de grapefruit natural. Fanta cu gust de portocale, dar noi am mai adăugat suc de portocală proaspătă. Și al treilea smoothie, avem aici Fanta cu suc de struguri, dar noi am adăugat geleuri gumate. Am adăugat foarte multe geleuri gumate. Și vreau mai întâi să încep cu Fanta cu gust de grapefruit și am mai adăugat acolo, cum v-am spus eu, suc de grapefruit natural. Trebuie, uite așa, amestecat bine. Și deschidem. Am deschis. Hai să gustăm această băutură răgoritoare care miroase a grapefruit. De mirare, dar miroase a grapefruit. Cât e de bun! Țin minte că am gustat Fanta cu gust de grapefruit, dar nu prea, cumva nu prea îmi plăcea, dar am mai adăugat și sucul de grapefruit natural. Este extraordinar de bun, pentru că se simte grapefruitul, e ca un fel de, nu știu, fresh mai degrabă. Ai un gust de fresh. E foarte bun, nu am așteptat că o să fie așa de bun. Și trecem la a doua băutură. Acum o să gustăm smoothie cu Fanta. Deci Fanta e cu portocale și noi am adăugat încă suc de portocale proaspete. Deschidem. Cât de greu se deschide. Nu pot. Turnăm în cană. Hai să gustăm. La fel cum în cazul cu smoothie din grapefruit, păi sucul de portocale i-a dat un gust mai bun și e cu mult mai bun. Așa că da, și la acest smoothie o să-i dau, cred că 9 din 10. E bun, mai ales pe acest timp ai nevoie de o băutură răcoritoare și asta e o variantă bună. Și am ajuns la al treilea smoothie și trebuie să-l amestecăm mai întâi. Vă reamintesc că este Fanta cu suc de struguri și am adăugat aici geleuri gumate, mai exact niște ursuleți. Și deschidem, punem în cană. Îmi place foarte mult cum arată, deci e mai special cumva. Este foarte, foarte bun. Aceste geleuri s-au, nu știu, s-au înghețat și ele și s-au transformat în mici bucățele de gheață. Și e foarte, că vedeți, e mai viscos cumva. Și e foarte bun, deci e foarte bun. Cred că această băutură, acest smoothie m-a impresionat cel mai mult și e într-adevăr foarte bun. Cred că aș mai face așa ceva pentru că e în primul rând simplu, doar pui aici niște geleuri gumate și atât. Și bineînțeles îl pui la congelator. Deci este foarte bun, m-am mirat. Nu m-am așteptat. Deci dacă primele două smoothie-uri le-am dat cam nota 9, păi la aceasta, la acest smoothie îi dau 10. Într-adevăr merită 10 pentru că e super bun. E super, super bun. Am ajuns și la finalul acestui video. Ați văzut deja cum am gătit aceste smoothie-uri. Cum ați văzut, sunt extrem de simple, nu trebuie mare lucru să faci. Eram extrem de curioasă cum o să iasă la final, pentru că am văzut această rețetă pe internet și m-am gândit că aș vrea și eu să încerc, dar nu aș vrea doar să încerc eu, dar și să vă arăt ce voi o să vedeți și o să încerc așa în locul vostru. Dacă voi nu faceți așa ceva acasă, eu fac așa ceva acasă și vă arăt și vouă. Așa că este deja decizia voastră. Vreți să faceți aceste smoothie-uri acasă sau nu? Este decizia voastră. Iar eu vă doresc ca întotdeauna o zi sau o seară frumoasă. Pe curând!